Bună ziua și bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colegiul Tehnic Gheorghe Asahionesh sprijină refugiații ucrainieni. A cincea ediție a concursului Cartea pe care o iubesc. Accident cu 3 victime pe DN11. Piața oneșteană plină ochi de flori de sezon, este vorba de zambile, lalele, frezii, părea că duce lipsă de clienți interesați să cumpere flori chiar înainte de 8 martie pentru doamne și domnișoare. De altfel și vânzătorii au remarcat că anul acesta clienții sunt mai rezervați. Detalii în minutele următoare. Nu poți să zici despre flori că nu sunt frumoase. Sunt foarte frumoase, în altceva ce să spun. Sunt scumpe? Nu știu, n-am 10 lei zambile din ce am văzut, 5 lei lalele. Ieftine nu sunt, dar cam. Luna martie, o lună specială pentru noi toți, pentru doamne și domnișoare. Cum a mers vânzarea de flori anul acesta? Spre deosebire de anii trecuți, este ceva mai slăbuț, dar așteptăm ziua de mâine, care e... Ziua în care ne aducem aminte, da, că e totuși o martie. Exact. Noi sperăm că doamnele or să primească flori. Să sperăm fie răsfățate. Că... Da. Sperăm să fie bine. Să fie pace. Pace, asta am vrut să spun, deci asta. Și ne bucurăm sufletul cu câte o floare. Au mai crescut prețurile la flori? Nu. Deci se menține același preț. Aceleași prețuri de... Dar poate puterea de cumpărare a mai scăzut. Asta e adevărat. Da, ce se simte criza, se simte tot, pandemia. Da? Așa. Ieșim încet la lumină? Să vină primăvara. Și ieșim. Da. Ce flori ați vândut până acum? Mă refer la astea de primăvară. Lalele, zambile, frezii. Zambile, da, freziile. Laleaua și frezia sunt preferate. Am înțeles. Mulțumim frumos. Cui dăruiți dacă... Soții mele. Babii mele, nu soții, babii mele. Ba, soție. Așa. Sunt scumpe florile? Poftim? Sunt scumpe florile? Nu cunosc. Păi cât ați dat pe zambile sau ce ați luat acolo? Nu știu, am dat niște bani. Am înțeles. Da. Îi faceți mereu așa câte o atenție de o martie? Păi da, bineînțeles. Asta e nelipsită. Cu cât ați luat zambilele? Cu 10 lei. 10 lei. Da. Le dăruiți, nu? Da, normal, că altfel nici nu le luam. Am înțeles. Că eu nu-mi permit așa ceva pentru mine. Am înțeles, dar cui le dăruiți? La un cumătăt de mea și la un vecin. Ce frumos, da. Ce frumos. Da. În fiecare an? Da. Anii trecuți erau mai ieftine? Nu, tot așa. Da. Am înțeles. Am vrut să-mi iau și o floricică, dar mi-am cumpărat altceva și nu... V-ați luat ceva de mâncare, a? Nu, i-am luat chiar niște papuși la servici, că nu mai aveam cu ce să mă încalț. Am înțeles. Da. Sunt mari prețurile la flori? Pentru bugetul dumneavoastră. Pentru salariul nostru este, da? Ce să facem? Am înțeles. Dacă vrei să oferi o floare cu drag la cineva... Te sacrifici, azi nu mai mănânc numai o felie de pâine și... Am înțeles. Mulțumim frumos. Să sărbători cu bine. Vreți să vă cumpărați sau să dăruiți cuiva? Da, să dăruiesc, mâine. Am înțeles. Ne puteți spune cui sau e secret? Nu e secret. La nora mea, la nepoata mea, la o cumătră de-a mea, la o colegă de servici. Ce frumos! Îți scumpe florile? Acum studiez piața. Am înțeles. Și cam la ce flori vă orientați? La lele cât are mizdragi sau frezii. Am înțeles. Da. Și în anii trecuți obișnuiți să faceți cadouri frumoase? Da. Și primesc la fel. Ce frumos, am înțeles. Bun. Colegiul Tehnic Gheorghe Asahi Onești sprijină refugiații ucrainieni. Școala pune la dispoziție 9 spații de cazare de tip garsonieră cu 36 de locuri disponibile cu grupuri sanitare. Se asigură asistență medicală și un spațiu sală de mese. Mai multe, urmăriți imaginile. Da, Colegiul Tehnic Gheorghe Asahi ne-a mobilizat atât elevii, părinții și cât și cadre didactice și în general instituția
prin faptul că noi avem 9 garsoniere, 36 de locuri, pe care sunt dotate standard, cu tot ce trebuie. Avem la dispoziție și o cantină unde se poate servi masa, dar nu servi masa caldă, pentru că nu avem personal pregătit pentru așa perioadă foarte scurtă de timp. Am strâns niște donații, elevii s-au mobilizat, chiar au fost foarte sensibilizați de acest eveniment și au fost foarte bucuroși să se implice pentru ca să sprijine aceste activități. Am făcut un protocol de colaborare cu protereria și prin care am dat o parte din donații, iar o parte am luat medicamente ca să fim pregătiți în caz de. Suntem într-unul din spațiile pe care Colegiul Tehnic Asachi le-a pus la dispoziție. Ne uităm că este dotat cu tot ceea ce trebuie. Sunt 4 paturi, așternuturi, e căldură aici. Am înțeles că e și apă caldă, totul e în regulă. Da. Noi avem dotările sunt conform standardelor. Avem și jos cabinet medical pentru asistentă care este permanentă, de asemenea, care poate acorda în caz de necesitate intervenție. De asemenea, avem, v-am spus, și cantina aproape unde se poate servi masa, dar fără să fie masă caldă. Și, de asemenea, avem și dotate aici și izolatoare în caz de, Doamne ferește, situația aceasta de COVID sau așa mai departe. Spațiul arată foarte bine, acum în paranteză fie spus, totul este impecabil, este nou, este curat, practic așteaptă să ajungă refugiați în caz că va fi nevoie să se folosească aceste spații. Evident. Zicem cu drag, primim, cu da, toate că cu drag. Așa, cu o strângere de inimă, ne gândim la partea cealaltă, la tragedia poporului și că trebuie să vină, sunt în situația să facă acest tranzit, nu știu, pot să vină să stea, dacă fac tranzit și se duc mai departe spre alte țări sau știu eu. Deocamdată nu au fost solicitări în acest sens. Deocamdată au fost 2 solicitări, dar au rezolvat într-un fel că au plecat mai departe în tranzit spre altă țară și n-au fost nevoiți să se mai oprească. Cei mai mulți refugiați se retrag către Europa de vest, practic România, zona noastră chiar, reprezentând un scurt oprire, un scurt intermezzo, ca să zic așa, către destinațiile finale. Așa este, de aceea de astfel ne-am gândit și noi în caz de trebuie să stea, nu știu, o noapte sau știu eu, 2 nopți, 3 nopți sau cât o fi nevoie, cât va fi nevoie, noi oferim această oportunitate să fie cazați și să beneficieze de tot ceea ce trebuie pentru ca să se simte bine și să poate pleca mai departe dacă e cazul sau știu eu cum o fi situația. Evident, în caz de apare o astfel de solicitare, noi cerem la organele competente să identifice persoanele, așa se face pentru că trebuie trebuie să identifice persoanele, după ce avem ok-ul, pot să vină și să se cazeze. Da. Adolescență, paletă sentimentală, cartea unei generații scrisă în colaborare cu mai multe generații. Biblioteca Radu Roseti din Onești a găzduit joi 3 martie, de ziua internațională a scriitorului, lansarea volumului Adolescență, paletă sentimentală, o lucrare care s-a născut din experiența și inima unei bunici, mame și pedagog din Onești, profesor Florica Veleșcu. Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu protopopiatul Onești prin implicarea directă a preotului protopop Ioan Brgăuanu și prin sprijinul acordat de doamna Maria Dohotaru, directorul editurii. Urmăriți imaginile. Cum v-ați simțit la acest eveniment? Minunat, mai emoționată decât credeam că o să fiu. Aveți alături de dumneavoastră, în partea stângă, o elevă din prima generație, așa? Da. Vă așteptați să vină? Care este un suflet mare și care e un liant al generației. Ați lăsat urme adânci în sufletul celor cu care ați colaborat, pe plăcute, amintiri frumoase din ce am văzut. Am văzut aici foarte multă emoție și, de ce nu, foarte multă căldură sufletească. Da, am iubit meseria de dascăl, ne-am făcut-o cu drag,
și pot să spun că sunt mândră că am reușit să scot generații de oameni deosebiți cu care mă întâlnesc cu mare plăcere. Am reușit să salvez mulți adolescenți de la abandonul școlar și sunt mândră de ce am făcut. Sinceră să fiu, mă simt împlinită și mulțumită de ce las în urmă. Când ați cunoscut-o prima dată pe doamna profesor Florica Velescu, cum a fost? A fost un moment deosebit, în sensul că am simțit-o din prima că este prietena noastră. Deși au urmat și momente în care eram poate un pic speriați, doar că lucrurile s-au schimbat și prima impresie a fost cea valabilă și este valabilă până în ziua de astăzi. Vă gândeați că așa va dăinui prietenia dintre dumneavoastră și doamna profesor, va fi un art peste timp? Au fost momente când nu, dar cele mai multe au fost pentru da. Și a fost un da cu litere mari. Sunt 45 de ani de când doamna dirigintă este prietena noastră, este liantul nostru și este într-adevăr mama noastră, putem spune, chiar fără a folosi cuvinte mari. Și în momente urâte și în momente deosebit de plăcute, doamna dirigintă a fost alături de noi și noi am căutat-o tot timpul. A fost interesant, mi-a plăcut cât de mult, mi-a plăcut tare mult, scuze, am emoții. Nu-i nicio problemă. Cum te-o cunoști pe doamna profesor? Nu, eu o cunosc pe fiica ei, doamna Ana Velescu, și de aici am auzit că lansează o carte și am venit cu mama mea și cu prietena mea, Ariana. Și vei citi cartea? Da, vreau să aflu despre ce e și cum e viața adolescenților și cum să facem și cum nu. Am înțeles, și te pregătește, consider că cartea aceasta ar putea fi un mic îndrumat. Da, ca anul ăsta împlinesc 11 ani. Mulțumesc. Mare, am înțeles. Da. Și o să vii la doamna Velescu să-i spui dacă ți-a plăcut cartea sau nu. Normal că da. Doamna Velescu, ați auzit aici ce sinceritate? Da. Deci v-am venit să vă fac o recenzie, ca să zicem așa, da, dacă i-a plăcut sau nu cartea. Am înțeles. Sunt cele mai tinere cititoare sau nepoții sunt cei mai tineri? Cred că ele sunt deocamdată cele mai tinere cititoare. Cel mic încă i-am oferit cartea, a fost foarte mândru, dar vă va citi mai târziu. Cel mare are bacalaureatul și mi-a zis bunica, o citesc după ce termin cu bacalaureatul. Au fost în sală cele mai tinere de aici. Mi-au plăcut. Vă iubesc, vă pup și când a fost nevoie de un sfat, veniți la mine. Puteți să vă rog frumos și să-mi semnați cartea? Da, și mie. Vă mulțumesc. Concursul Cartea pe care o iubesc este un eveniment la a 5-a ediție și aduce noi provocări atât elevilor, dar și cadrelor didactice din comisia de jurizare. Miza este cu atât mai mare dat fiind faptul că anul acesta au fost și premii în bani. Urmăriți detaliile! Astăzi s-a desfășurat festivitatea de premiere a concursului Cartea pe care o iubesc, aflat la a 5-a ediție. Un concurs de tradiție în Onești și care, cred eu, constituie un prilej pentru fiecare elev, chiar fiecare elev. Nu există o persoană adultă sau adolescent care să nu își fi prins sufletul de un titlu de carte. Un eveniment, mă scuzați că vă întrerup, care s-a bucurat din ceea ce am văzut de o largă popularitate. Am văzut foarte mulți tineri care au plecat de aici, adolescenți, copii care iubesc până la urmă cartea. E un îndemn extraordinar de frumos. Cartea pe care o iubesc. Da, nu întâmplător concursul se desfășoară în această perioadă. Termenul limită de trimiterea lucrărilor a fost 24 februarie, când sărbătorim Dragobetele și festivitatea de premiere are loc în intervalul acesta, 24 februarie, 8 martie. Cred un timp sacru și reactivat așa sub puterea slovelor fascinante.
În calitate de profesor de limbă și literatură română, îmi place așa să zic titulatura asta așa frumoasă și dragă, apreciați că de la un an la altul a crescut numărul elevilor sau a scăzut? Faceți-ne o privire așa în ansamblu, retrospectivă. Elevilor care să citească? Da. Cred că va fi foarte subiectivă opinia mea, pentru că la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, unde predau, sunt foarte mulți iubitori de carte. Sunt copii care citesc și citesc și mult și bine. Ba, mai mult decât atât, eu obișnuiesc să compar cu vremurile noastre când refugii multe nu ne găseam și ne adăposteam în pagina unei cărți. Constat cu bucurie că tinerii de astăzi citesc, chiar citesc. Nu neapărat și doresc să își comunice impresiile de lectură. Organizatorul concursului, și chiar vă invit să vorbiți și cu doamna Brumă, pentru că a rostit un mesaj tulburător, a afirmat că, deși numărul de lucrări a scăzut față de anul trecut au fost cam 100 de lucrări trimise, anul acesta au fost 65, în schimb a crescut valoarea. Că a fost foarte greu comisiei de evaluare, de jurizare, să aleagă lucrările câștigătoare. Din punctul meu de vedere, toți suntem câștigați în felul ăsta și copiii care au participat și profesorii de la clasă și părinții și noi cu toții. Cred că Oneștiu este un punct interesant pe harta culturală a țării. A rămas așa o oază de cultură, de frumusețe, iubitor de artă și de frumos? Da, eu așa-l văd. Și aș trece în harta evenimentelor interesante ce se desfășoară la Onești, alături de Zilele Culturii Călinesciene, Ziua Culturii Naționale, care se sărbătorește într-un anume fel, și concursul de proză scurtă Radu Rosetti, și acest concurs Cartea pe care o iubesc. Repet, ce reprezintă un prilej pentru fiecare copil să se valorizeze și să treacă prin filtrul acesta al unui adult competent și el iubitor de carte, care poate emite o judecată pertinentă de valoare. Că poate fi o confirmare foarte interesantă că ai un sâmbure de... O sămânță care a căzut în pământ răbitor. Da, exact. Acuzăm tinerii sau, nu știu, societatea, nu știu, noi poate până la urmă, eu, acuzăm tinerii că nu mai citesc, că preiau referatele de pe rețelele socializare, că se informează foarte mult, asta nu e neapărat foarte rău, nu e nici foarte bine, nu știu, îi acuzăm că nu mai citesc. Ce părere aveți? N-aș zice. Cred că depinde de tipul de relație pe care o ai cu elevul pe care îl întâlnești la clasă. Noi ieșim dintr-o perioadă în care am sărbătorit la Cantemir și Ziua Internațională a Cititului împreună și Ziua Națională a Lecturii, și au fost evenimente care au pus în fierbere întreg liceul. Am avut câteva mese rotunde foarte interesante în care eu am fost cucerită de propunerile de lectură ale elevilor. Fiecare dintre aceștia venea, de exemplu, Fecioarele și Pacienta tăcută. M-a mirat la un elev de clasa 11 că citește Sapiens, adică cărți de facturi diferite, dar de substanță, registre diferite, dar în același timp sau în aceeași măsură i-am rugat să-și argumenteze alegerea. Care e mesajul pe care l-au simțit ei în carte și pe care l-ar transmite colegilor? Și am văzut că au extras exact miezul din fiecare carte, repet, indiferent de natura acesteia. Profităm de oportunitatea de a vă avea alături de noi și vreau să transmiteți un mesaj către cei care ne urmăresc, mă refer generația tânără, să se aplece asupra unei lucrări, să citească și de ce nu să se manifeste, să fie mai activ. Mesajul acesta îl transmit în fiecare zi de la catedră și din afara catedrei. Cred că dacă am un cont pe rețelele sociale, asta este una dintre motivații, pentru că vreau ca mesajul meu să ajungă și dincolo de orele de curs și mai mult decât pledoaria pe care o susțin, pentru că eu sunt exemplul, nu văd, da? Eu spun așa,
N-am ajuns foarte departe, sunt atât cât sunt, dar sunt un om pe picioarele mele și mărturisesc de fiecare dată că n-aș fi aici fără carte. Eu sunt suma cărților citite și a experiențelor trăite, da? Suma relațiilor pe care le-am avut de comunicare cu toate ființele pe care le-am întâlnit în drumul meu. Și mă rog la bunul Dumnezeu să ne dea posibilitatea să mai trăim, să fim sănătoși. Sufăr foarte tare că timpul meu a intrat la apă, eu într-un pat al lui Procust în care trebuie să mi-amputez pofta și setea teribilă de a citi, cumpăr cărți în delir, nu apuc să le citesc, repet, mă rog la bunul Dumnezeu să apuc pensia ca să pot să mă ocup în detaliu și îndeaproape de fiecare carte pe care am adunat-o, am așezat-o în biblioteca mea. Numele, vă rog, și funcție. Mitroiu Elena Adina, profesor de limba și literatură română la Colegiul Național Dimitrie Cantacuzino. Se pare că de la un an la altul, tinerii din Onești se bucură de carte, se bucură de lectură și iată tot mai mulți participă la evenimentele organizate aici la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Este adevărat, însă să știți că nu cantitatea, ci calitatea contează, așa încât anul acesta, deși au fost mai puțin participanți decât anul trecut, am remarcat o creștere valorică importantă a tuturor lucrărilor. Vreau să vă spun că noi suntem niște oameni empatici și ceea ce ne scriu cei care participă la concursul acesta despre cartea lor preferată, ne dă și nouă energie, ne dă și nouă putere, ne dă și nouă încredere să mergem mai departe și să credem în valoarea cărții, în valoarea literei scrise, să credem în valoarea binelui care stă în carte, binelui cu care ne încarcă acest obiect fragil până la urmă, să credem în valoarea ideilor și în valoarea emoțiilor. Suntem într-o conjunctură foarte dificilă. Tulbure de tot, într-adevăr. Le spuneam copiilor că dacă s-ar fi întâmplat acum o săptămână acest eveniment, nu mi-ar fi trecut prin cap să le spun cât de mult apreciez faptul că citesc ficțiune de factură istorică. Și foarte multe lucrări se referă la cărți care tratează tema Holocaustului, a războiului, a dramelor de război și le-am spus de asemenea că mă bucur pentru că poate generația lor va înțelege ceva din ceea ce citesc, pentru că se pare că totuși generația noastră, deși poate că au fost mai aproape în timp de evenimentele acelea, n-au înțeles nimic. Ei sunt niște copii extraordinari, scriu cu multă pasiune. Relația cu cartea, spuneam și în cuvântul meu, poate fi una foarte intimă, pe care nu ești dispus să o devoalezi, pe care nu ești dispus să o împărtășești celorlalți. Poate că gestul acesta ar putea să te facă vulnerabil, sau așa consider tu, însă oamenii ăștia, copiii ăștia care au venit să participe la concursul nostru, nu, dimpotrivă, ei sunt puternici. Sunt puternici pentru că vor să spună și cred că ceea ce gândesc ei despre o carte contează. Da, chiar contează, mai ales pentru noi bibliotecarii. Le-am explicat lor de ce. Acum n-am să reiau ideile, doar vreau să spun că ne inspiră și pe noi. Unul ne inspiră în alegerile pe care le facem pentru listele de achiziții. Ne interesează ce preocupări și ce preferințele de lectură au. Și ne inspiră și în felul în care ne gestionăm noi emoțiile, în felul în care receptăm ceea ce ne transmit ei și, până la urmă, în felul în care gândim acțiunile viitoare pentru ei. Este generația de astăzi. Accident groaznic pe DN11, soldat cu 3 victime. Luni 7 martie, în jurul orei 18:18, pe DN11, în satul Brătila, comuna Helegiu, un groaznic accident a avut loc. În urma eforturilor salvatorilor au fost descarcerate 3 victime, o victimă conștientă cu multiple traumatisme ce a fost predată unui echipaj SAJ și 2 victime decedate cu leziuni incompatibile cu viața. În evenimentul rutier a fost implicat un autoturism și un tir. Victima
neconștientă care a suferit multiple traumatisme este un bărbat de 55 de ani, iar persoanele decedate sunt un bărbat de 49 de ani și o femeie de 70 de ani. Toate cele trei victime se aflau în autoturism. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 8 martie, cerul rămâne noros, iar vremea va fi una rece. Maxima zilei ajunge până la valori de 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 5, minus 6 grade Celsius. Miercuri, 9 martie, vremea rămâne rece, cerul se menține în cea mai mare parte noros, avem șanse însă să ne bucurăm și de puțin soare, iar maxima zilei nu trece de 1 grad Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la minus 4, minus 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.